Bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Valeria și ne revedem după o pauză de aproape un an. Într-o altă formă și formulă. A fost un an frumos în care Ava a crescut foarte frumos și noi ne-am transformat. Practic anul transformării, așa cum se spune. Când ne-am acordat timp și ne-am transformat în părinți. Fă cu mâna, mami, vrei să faci cu mâna? Salutare! Spuneam că suntem într-o nouă formulă pentru că pentru prima dată ne aflăm aici cu Ava și tatăl Avei, Mihai. Hello! Hello, hello! Am crescut frumos. Da, am crescut frumos. Facem acest vlog cumva introductiv pentru că, într-adevăr, a trecut destul de mult timp în care noi nu ne-am auzit, nu ne-am văzut și simt nevoia așa să vorbim despre cum a fost anul acesta pentru noi, cum am trecut peste provocări, peste momentele mai puțin frumoase, să zic așa, deși și acelea sunt la fel de speciale. Da, mami. În mare a fost totul cam normal, să zic eu așa. Adică a fost un an în care nu am avut, să zic, surprize. Cum a fost pentru tine anul, de fapt, ca să pornim de undeva? Cred că la început era mult mai crizat și mai, nu știu, îngrijorat să nu se întâmple ceva rău. Asta pentru că erai tu cu o frică de necunoscut. De necunoscut și că citisem o grămadă de lucruri și înainte să se nască Ava și cumva vroiam să le preîntâmpin, să fim tot timpul pregătiți pentru orice ar apărea, însă atâta timp cât a fost alăptată și a făcut somnul cum trebuia, a fost o scumpete de bebeluși. Trebuie să specificăm ceva. Ava a fost alăptată până la 6 luni și jumătate, nu a fost alăptată exclusiv, la modul că înainte de somnul de seară întotdeauna i-am dat și eu un biberon de lapte praf în ideea în care să doarmă mai bine noaptea. Lucrul ăsta pe noi ne-a ajutat foarte mult pentru că practic a fost mult mai ușoară trecerea de la sân la biberon și faptul că nu am suferit niciuna atunci când am făcut trecerea aceasta, care nu a fost bruscă, a fost blândă și cât se poate de relaxantă, să zic așa. Da. Păi, să începem așa cu începutul. Cum a fost pentru tine perioada colicilor, care, din punctul meu de vedere, nu prea au existat? Aia, au existat. Cred că asta a fost singura chestie care a fost așa mai challenging pentru mine. Că săraca se trezea pe la 4 dimineața, 3-4 dimineața și plângea și efectiv nu avea ce să-i faci. Cu o grămadă de siropuri pe care le-am testat, le-am dat să vedem dacă se ameliorează, nu pot să zic că au făcut așa o schimbare vizibilă, dar norocul ei a fost că a trecut repede. Cred că vreo săptămână, o săptămână și un pic dar a durat. Nu, de asta spun că nu și a fost așa existat. On and off, adică nu a fost o săptămână consecutiv. De asta spun, din punctul meu de vedere, că nu prea au existat, pentru că, și țin puțin să subliniez ce a spus Mihai, o săptămână și jumătate, asta pentru că probabil nu-i scoteam aerul suficient de bine. Acea bătaie pe spate pe care a trebuit să o învățăm cu timpul, să o facem și să ne ținem de ea, asta pentru că practic acelea sunt gazele, aerul pe care ea l-a tras la sân. Trebuie să specific lucru pe care l-am observat în perioada respectivă, practic în prima perioadă de după naștere, este că Ava și-a păstrat orele și cred că este total valabil și a păstrat orele de activitate pe care le avea și în burtică, respectiv ora 11 seara, ora 4:30-5 dimineața. Astea au fost orele de trezire pe care ea le-a avut și după ce am născut-o, practic ore de activitate, însă n-au fost niciodată night party-uri sau treziri lungi, practic au fost doar pentru sân,
scos aerul și înapoi la somn. Și în general nici măcar nu au fost nopți mulțumim nedormite, în afară de trezitul de alăptat mulțumim sau biberon, am cam dormit. Ok, e adevărat că un an de zile n-am mai dormit legat, nu știu, 8 ore, 7 ore. Dar asta a început să se întâmple din nou de, cred că vreo săptămână, două săptămâni, când Ava acum doarme o noapte întreagă. Mai bine de atât. Mai bine? E mai mult de atât. Și asta e, mai pierd o nopțile. Ajungem. Da, ajungem la subiectul somnului, care probabil că este cel mai discutat subiect de care eu m-am legat în anul acesta. Nu am tras niciun los norocos, la mijloc este vorba de multă muncă și multă biruință, să zic așa, pentru că practic am ajuns să avem un program stabil, să-i respectăm programul de zi al avei în ceea ce privește somnul și asta cumva dictează somnul de noapte și atunci, da, dormim cu toții liniștiți. Am citit eu la un moment dat că bebe nu o să mai aibă nevoie de lapte, nu o să mai aibă nevoie de mesele de noapte în momentul în care își triplează greutatea. Am fost puțin sceptică pentru că nu știu dacă este un lucru dovedit sau nu, de unde l-am citit. Însă, da, se pare că chiar așa e, pentru că noi a avut efect. Yes, baby. În momentul în care Ava a ajuns la 9 kg și și-a triplat greutatea de la naștere, într-adevăr ea a început să doarmă mai bine noaptea, fără întrerupere, să nu mai ceară biberon. Da, practic am vorbit despre somn, am vorbit despre prima perioadă, perioada colicilor. Cea mai grea etapă pentru mine, dacă ar fi să pun așa, să echilibrez balanța, a fost diversificarea. Asta pentru că mi-era teamă să nu stric copilul, să nu-i fac ceva alergii, să-i induc eu ceva în preferințe, să fiu sigură că o expun la cât mai multe alimente și că practic are parte de o diversificare prietenoasă, friendly, să fie cât mai expusă gusturilor. Vreau să mergă spre cameră. Și ea să fie cât mai interesată. Da, mami! Da, vrei să atentezi la cameră. Da, e ceva nou pentru ea. Mă rog, nou. Da. Ceva nou montat acum aici. Încercăm totuși să o ținem aici cu noi ca să fie parte din poveste, pentru că ea este personajul principal. Da, așa pe scurt, oricum o să mai intri tu în detalii cu diversificarea. Da. Absolut totul a fost ok, nicio alergie, mănâncă de toate. Am fost de la început foarte deschisă către a gusta, către texturi, într-adevăr. Eu am fost puțin mai avântată, m-am avântat puțin în aventura asta a diversificării și am făcut o combinație între autodiversificare și cea clasică, diversificarea clasică. Însă cu timpul, pentru că cineva era foarte speriat și foarte temător cu gagurile și cu necul. Da, eu am fost stresat mereu să nu se nece. Dă-i mai puțin, dă-i mai bucăți mai mici, principala nu cumva să se nece copilul. Principala mea sursă de stres. Da, așa. Asta a fost o etapă pe care am trecut-o rapid, pentru că la câteva zile după am trecut pe diversificarea clasică și am renunțat la bucăți o perioadă scurtă de timp, pentru că după, nu știu, cam 2-3 săptămâni Ava a început să refuze piureurile și să își dorească bucăți și atunci tati n-a mai avut ce să facă decât să înghită în sec. Da, da. Am început să prefer mai multă mâncare care are textură, bucăți să le mestece, să le simtă. Vrei la mami? Și... Hai la mami. Și practic asta a fost o nouă etapă, adică acum pireuri, doar dacă sunt piureuri, așa, doar dacă sunt amestecate și cu ceva bucăți, adică, nu știu, de exemplu, măr simplu n-ar mânca, măr ras simplu n-ar mânca, decât dacă i-am pune niște bucăți de biscuiți, de exemplu. Iubirea mea! Trebuie să specificăm și faptul că așa asta o să facă subiectul unui alt vlog. Ava crește într-un mod bilingv,
Eu îi vorbesc în română, Mihai îi vorbește în engleză. Pe alocuri mai scapă și mai facem și switch-ul, însă încercăm să ne ținem cât se poate de mult de treaba asta de a-i vorbi eu strict în română și Mihai în engleză. Și deja știe, am observat chiar acum 3 zile, deja știe să arate când îi spunem care este the dog, where is the dog, where is the cat, where is the bear. How's the dog doing? Și ea ne arată pe... That's the bear. And the dog? Whoa. Exactly. Yes. Da. Ea este foarte cooperantă, este un copil foarte cu minte. Trebuie să specific lucrul ăsta pentru că efectiv ne-a făcut viața ușoară. Am dormit bine, chiar dacă am avut în medie 2-3 zile pe noapte până acum, să zic 3-4 săptămâni. Am avut parte de vacanțe în care ea a fost foarte cooperantă și practic nu ne-a fost greu să plecăm pe nicăieri. Toată vara am fost la mare pentru că acolo într-adevăr s-a dormit foarte bine pe plajă. Și la munte la fel? La fel și la munte. Bine, în contextul actual, în contextul în care nu putem să călătorim. Măsuri de siguranță, da, am călătorit. Măsuri de siguranță luate, da. Într-adevăr, atunci când am stat acasă, nu ne-am văzut cu prietenii așa cum ne vedeam înainte și am apelat la înțelegerea lor pentru că Ava are un program strict de somn și facem tot posibil să-l respectăm. Ea trebuie să doarmă în pat, nu în mașină sau nu în căruț. Evident, ea nu a dormit în căruț niciodată. Și da. Iar când plecăm la drum, încercăm să ne sincronizăm pe orele de somn. Noi o să ne revedem cu un nou vlog în care îmi doresc să iau pe rând fiecare subiect din etapele noastre. Tot ce discutăm vorbim pe seama experienței, iar dacă vreodată, Doamne ajută, voi avea parte și de un punct de vedere al experților pe care îmi doresc să-i invit pe viitor. Și da, vom avea și un punct de vedere al persoanelor specializate în subiectele pe care le vom aborda, însă tot ce voi aborda aici și pe Instagramul meu face parte din experiența proprie și ce funcționează la noi, ce nu funcționează la noi și practic tot ceea ce trăim noi din punct de vedere părințeală. Per total a fost o experiență foarte bună până acum și credem noi că o să fie la fel de bună și mai departe. Cam asta a fost așa, ăsta anul pe fast forward. Exact. Ava face peste 2 zile, împlinește un an. O să vin cu un vlog în care să vorbim despre cum ne pregătim de prima aniversare a ei. Tocmai s-a tolodit. Este un cadru de aici. Da. Și ne revedem pe YouTube. Cu forțe proaspete, pentru că asta mi-am propus să-mi fie provocarea pe 2022. Vă pup, sper că sunteți bine și că ne revedem cu bine după perioada asta de pauză. Salutare!